Primarul general al capitalei, Dorin Chertoacă, a prezentat raportul de activitate pentru anii 2012-2013. Dacă o parte din chișinăuienii prezenți în scoarul Europei l-a aplaudat, alta l-a huiduit. Imediat ce a încheiat de prezentat raportul de activitate, niște cetățeni s-au năpustit în direcția lui Chirtoacă. Pentru ca situația să nu degenereze, oamenii legii s-au poziționat în fața edilului pentru a-l proteja. Simpatizanții și membrii PL la fel au intervenit, tensionând și mai mult situația. Мы тоже хотим поговорить. Мы тоже хотим задать. Мы хотим задать этот вопрос. Все, пускай ответит нам. Мы поговорим. Они нам дадут. Мы не держим мирки. Да ты оплатил одну минуту, я говорю. Я оплатил одну минуту. Он не тот. А там придумали. Вы за то. În apărarea lui Chirtoacă a venit și președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu, care a încercat să-i liniștească pe cei care scandau rușine și primar minciunos. Supărat că i-a fost stricată sărbătoarea, Chirtoacă i-a numit pe chișinăuienii nemulțumiți provocatori, atribuindu-i unor forțe politice, așa cum o face tradițional. Iar cei trimiși aici, din păcate, sunt provocatori care îi slujesc anumite forțe politice. Vă cunosc pe o bună parte în față. În față vă cunosc și nu odată v-am afirmat punctul de vedere cine sunteți, de unde și pe cine reprezentați. Din păcate, doriți să strigați, strigați cât mai tare puteți, asta nu ne va impresiona în niciun fel. După ce spiritele s-au mai calmat, Mihai Ghimpu i-a înmânat lui Dorin Chirtoacă medalia Gheorghe Ghimpu, pentru că a luptat pentru schimbare și a promovat ideile de bază ale Partidului Liberal, cunoscute în societate ca idei de sorginte unionistă.